Bă, cine să mai sun eu, bă, de bani? Hey Siri! Call God! Calling God with WhatsApp. Băi, ești nebun? Alo! Să rămână! Nu am mână, că eu sunt ezoteric. Aș dori să vorbesc cu Dumnezeu, dacă se poate. La telefon. Spune. Aoleu, e direct el? Aoleu, te mir. Este voi la more? Îmi știi și numele? Normal că ești Dumnezeu. Da, ești moldovean? Sunt ce vreau eu. Îți știu și gândurile. Hai, bagă mare. Ce te macină? Doamne, am și eu câteva întrebări să-ți spun, dacă tot te-am prins la telefon. Știu, dar îți răspund la 5 întrebări, că sunt prefugă. Am niște treabă cu americanii, că prea fură curent spiritual. Bun și așa, doamne, bun. Zi-mi, te rog, există extraterestri? Chiar credeai că numai voi sunteți în acest univers? Normal că am creat și alte ființe. Voi sunteți cea mai joasă spență din lanțul trofic. Cum adică, doamne, cea mai joasă speță? Păi da, că pe pământ, de exemplu, voi v-ați pus în vârful lanțului trofic ca și ființe superioare. Dar animalele, păsările și peștii sunt net superioare vouă. Ele nu strică pământul, ele nu judecă alte animale, ele au grijă de natura din jurul lor. Ba chiar se bucură, sunt mulțumite. Voi veșnic nemulțumiți, judecători dușmănoși și invidioși. Voi vă dați seama că ați inventat manelele și mințiți cu nerușinare că voi nu ascultați manele? Eu vă văd prostanilor, plus că mie îmi plac. Mai ales aia cu așa lume dușmănoasă, Doamne, n-ai văzut. Păi, Doamne, noi suntem ființe inteligente, am evoluat și noi ca să te înțelegem mai bine, nu? M-ați înțeles de m-ați înnebunit. Am lăsat cuvântul meu în Biblie și l-ați interpretat cum ați vrut voi. Ați rescris-o și ați modificat-o după voia voastră. Am zis eu să purtați războaie în numele credinței? Inchiziție, cruciade! Vă trebuie să vă dau ro alert ca să nu mă interpretați. Nu mai zic de religii. Fiecare mă face în toate felurile. Ba Allah! Ba Buddha, ba Dumnezeu, de ficiorul meu nu mai zic Iisus. Mohamed, Yahweh, alții se roagă la vaci sacre, la sfinți pe pereții bisericilor, când eu am spus clar să nu vă faceți chip cioplit după asemănarea mea. Dar vouă vă place să dați șpagă la biserică, să vă rugați la sfinți că aveți impresia că ruga voastră ajunge la mine sau că ei au puterile mele. Păi cum, Doamne, preoții nu sunt slujitorii tăi? Ba da, copile, dar mulți dintre ei s-au sucit aiurea în loc să partă cu oamenii tot ce primesc și investesc în mercedesuri și biserici cât mai mari, să fie cât mai goale. Vă dau ei pedepse și decid ei câte canoane să faceți ca să vă iert eu. După care tot ei vă spun și cu cine să votați. Vezi că mai ai o întrebare. Alege-o înțelept. Bine, Doamne. Ultima întrebare. Doamne, cu Bitcoin-ul, să duce în sus sau în jos? Alo? Alo? Doamne, cred că s-a întrebat.